am impresia că femeia este chiar șarpele. Pentru că dacă lucrurile nu ies cum vrea ea, poate să lase pe bărbat oricând sau se poate întoarce împotriva lui în orice clipă, fără remușcări, fără milă. Bărbatul îl iubește fără condiții, ea doar cu condiții și are foarte, foarte multe. Și oricând el nu face ce vrea ea, ea dezvoltă un fel de furie așa de mare încât ai impresia că vrea să-l omoare. E atât de radicală mânia ei încât simți cum vrea să scape de el. Să-l părăsească. Și mânia ei cade iute, ca un fulger. Este amenințător. Și totul vine din lucruri de nimic. Ai văzut vreodată un șarpe atacând? Eu am văzut o viperă la Herculane. Știi ce rapidă era? Știi ce furie are? Știi ce amenințătoare este? Nu ai timp să fugi. Rapiditatea ei depășește puterea noastră de a înțelege ce vrea să facă. Nu putem prelucra informația așa de repede cât de repede se mișcă ea. Așa este femeia. Și îl ia pe bărbat prin surprindere. Poate lovi pe la spate și te poate trădea oricând. Și să spună, îmi pare rău, asta este situația. Așa simt să fac. Fără niciun fel de remușcare. Orice ai face nu este bine și este nemulțumită. Chiar nu știu ce ar putea o mulțumi. Este variabilă ca vremea. Din partea ei nu poți să primești decât nesiguranță. Și dacă spui ceva, totodată te amenință că pleacă, brusc. Nu are îngăduință, este radicală, amenințătoare și ridică oricând nori negri urâți și periculoși la tine. Gândește-te, femeia la afacere nu l-a ascultat pe Dumnezeu, l-a ascultat pe șarpe. Dacă ea nu l-a ascultat pe Creatorul Universului, cea mai mare putere a lumii, nu a ascultat-o. Și pe cea mai mare putere a lumii nu a ascultat-o, cum se ascultă ea de bărbat? Și de ce nu se-l asculte pe șarpe? De aceea, femeia întotdeauna ascultă de vocea și de forțele materiei și niciodată nu poate să-l asculte pe Dumnezeu și nici pe bărbatul ei. Numai dacă iubirea ei depășește natura ei, dacă îl iubește pe bărbat din toată inima, din tot sufletul și din toată dorirea ei, numai atunci ea poate să-și depășească natura. Da, am putea spune că femeia este însăși șarpele, pentru că a preluat aceste caracteristici de la șarpe în momentul în care i-a ascultat ce i-a spus el. Mănâncă din acest fruct. Ea a fost obedientă, dar nedându-și seama că a preluat caracteristicile șarpelui, viclenia, ura, invidia, condiționările, mânia, ura, amenințările, lupta, împotrivirea. Și normal că acest cumul de caracteristici negative nu reprezintă ființa divină din noi. Și punând aceste caracteristici negative în practică, împotriva bărbatului nostru, nu facem altceva decât să-l omorâm. Și când îl omorâm,
nu facem altceva decât să-l îndepărtăm din viața noastră. Nu facem altceva decât să nu-l iubim, să nu-l acceptăm pe Dumnezeu în viața noastră. Am conștientizat săptămâna asta faptul că în momentul în care femeia este goală de sine, goală de dorințe, goală de iluzii, goală de așteptări, în momentul ăla Dumnezeu pătrunde în viața ei și ea se simte ca o pană. Plutește. Plutește pentru că este plină de energia bărbatului, energia lui Dumnezeu, de bucuria lui Dumnezeu, este plină de iubirea aia necondiționată pe care Dumnezeu o oferă oricărui om care își întoarce privirea spre el. Și iubirea asta poate să vindece orice rană din trecut și poate schimba viitorul. Și într-adevăr, furia femeii ucide bărbatul, îl ucide pe Dumnezeu, îl îndepărtează pe Dumnezeu. Noi asta nu înțelegem. Materia asta nu face decât să ne afunde în diabolizare. Nu face decât să ne decadă din îndumnezeire. Materia, simțurile, plăcerile duse la extrem, asta fac. Și după aia ne surprinde faptul că bărbatul se simte atacat, pleacă, încearcă să revină ca să ne dea o a doua șansă, noi din nou îl atacăm pentru că nu înțelegem și facem chestia asta repetitivă până când înțelegem că noi suntem de vină pentru tot ceea ce bărbatul face sau reacționează. Asta văd și la mine. Și da, bărbatul părăsește femeia doar în momentul în care simte că nu mai poate să facă absolut nimic. E prea tare stors de energia lui divină. Pentru că în momentul în care femeia se supune total bărbatului, bărbatul cu acei 20% te iubește nemărginit și nu-l interesează care 20%, ți dă pe toți cei 20%. Dar femeia nu dă înapoi nici măcar 5%, dar ea vrea 100% dacă se poate. Și nu se poate, adică dacă vrei ca bărbatul să te iubească în, așa cum îți dorești, iubește-l tu așa cum își dorește Dumnezeu să-l iubești. Și atunci Dumnezeu te va iubi într-un mod în care atunci când vei simți iubirea lui și vei pătrunde în măreția acestei iubiri, în profunzimea ei, te vei simți ca o pană. În momentul acela, bărbatul și femeia devine un singur trup. Dar până atunci, viclenia, ura, nesiguranța, nemulțumirile acaparează această relație șontoxică. Pe degeaba bărbatul se luptă pentru tine. Dacă tu nu vezi lupta aceasta, dorința lui de apropiere față de tine, deci e incredibil, nu știu cum să mai spun cât de profundă poate să fie iubirea lui Dumnezeu atunci când femeia este supusă.